Cancerul nu-ți apare de pe o zi pe alta. Ar trebui să vedeți privirea și disperarea unei femei diagnosticate cu o leziune precanceroasă. Toată viața ei și a familiei ei este dată peste cap. Acest vaccin are ca scop de a pregăti organismul pentru eventuala întâlnire cu virusul. 11-18 ani gratuit, 19-45 de ani 50%. Din momentul infectării cu HPV durează undeva la 9-15 ani până se declanșează cancerul. În practica mea nu am avut nici măcar reacții locale. În fiecare zi, 9 românce sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, jumătate dintre ele cu vârsta de până în 50 de ani. Suntem pe primul loc în Europa cu o rată a mortalității prin această boală de 3 ori mai mare decât media europeană. Ce e de făcut? Ascultați medicul! Doamna doctor, vă propun să începem cu informații de interes general. Haideți să stabilim încă de la început cui îi este adresat vaccinul anti-HPV. Vaccinul anti-HPV se recomandă tuturor persoanelor, începând cu vârsta de 11 ani. Fete băieți? Fete băieți, femei și bărbați, doar că vorbim de modalitatea de procurare a vaccinului, de modalitatea de compensare. Deci, una e indicația din prospect, indicația de prevenire a îmbolnăvirii și alta e modul de decontare de către Casa Națională. Sigur că s-au făcut progrese foarte importante, mai ales de la 1 decembrie, dar de-aia vă zic, să avem o discuție separată când vorbim cu ei indicat și cum îl, cine primește compensare. Care este vârsta optimă pentru vaccinarea anti-HPV? În prospect scrie că se poate administra vaccinul începând cu vârsta de 9 ani. Sunt țări care vaccinează începând cu vârsta de 9 ani. În România, vaccinarea începe de la 11 ani și la fetițe și la băieți. Vârsta optimă, când vorbim de vârsta optimă, trebuie să ne fie clar un aspect foarte important. Vorbim de prevenție, de prevenirea unei îmbolnăviri. Vaccinul acesta, în niciun caz, ca și alte vaccinuri de altfel, nu promite că dacă tu ai deja o infecție, te vindecă. De fapt, pentru infecțiile cu HPV nu există tratament. Doar dacă ai noroc ca organismul tău să fie suficient de puternic ca să elimine tulpina respectivă. Dar, de altfel, vorbim de prevenție. Asta înseamnă că acest vaccin are ca scop de a pregăti organismul pentru eventuala întâlnire cu virusul. Și atunci e absolut clar de ce e foarte important să facem această vaccinare înainte ca fetița, ca băiețelul să intre în contact cu virusul și cum poate intra într-un astfel de contact. Nu se transmite doar prin contact sexual penetrant, ci se transmite și prin contactul pielii cu zone infectate. Ăsta e motivul pentru care întâlnim infecții cu HPV, vorbesc manifestări ale infecțiilor cu HPV și în zona anală și în zona bucofaringiană. Adică de ce insist asupra acestui lucru? Că de foarte multe ori sunt părinți care spun da, copilul meu nu o să-și înceapă încă viața sexuală. Dar ei de foarte multe ori au tot felul de curiozități și experimentează tot felul de lucruri și chiar și în contextul acestor activități pot să se infecteze. Și atunci nu vorbim doar despre cancer de col uterin, mă întorc la vârstă, dar să lămurim și acest aspect, nu? Absolut. Sigur, cancerul de col uterin este cel pe care îl urmărim în statistici pentru că este cel mai frecvent și de aia vorbim preponderent de cancerul de col uterin. Dar este bine cunoscut faptul că HPV-ul este cauzator de cancer vulvar, de cancer vaginal, de cancer anal, de cancer penian, de cancer
cancer orofaringian. Am fost în urmă cu vreo 2 luni la o conferință a medicilor ORL și discutau despre cât de important a devenit cancerul bucofaringian având ca și cauză HPV-ul. Ne întoarcem la vârstă și aș vrea să vorbim și despre faptul, este sau nu este gratuit vaccinul? Când e gratuit, când e compensat? Lucrurile s-au schimbat de la 1 decembrie și ne bucurăm foarte mult pentru acest lucru. De la 1 decembrie, una peste alta, lucrurile stau așa. Pentru toți copiii și adolescenții cu vârstă între 11-18 ani, zâmbesc pentru că mi se pare, deși intră la categoria copii, un tânăr de 18 ani tot copil e. Până la 18 ani și 364 de zile, da? Deci 18 ani și până să împlinească 19 ani, beneficiază de gratuitate. După, începând cu vârsta de 19 ani, este compensat pentru femeile care sunt ca grupă de vârstă între 19-45 de ani. Insist și spun, asta nu înseamnă că indicația de vaccinare este doar pentru aceste categorii. Da? La fel de bine și bărbații cu vârstă peste 19 ani au beneficii dacă se vaccinează, doar că până în acest moment nu putem vorbi de compensare 50%, așa cum vorbim pentru femeile cu vârstă între 19-45 de ani. Repet, 11-18 ani gratuit, 19-45 de ani 50%. Ce se întâmplă dacă am depășit acea vârstă de 45? Acum, odată cu înaintarea în vârstă, s-ar considera că riscul de infectare scade pentru că practicile noastre sexuale sunt mai puțin la risc. Aici depinde foarte mult, fiecare își cunoaște viața, își cunoaște obiceiurile personale ale partenerului și în funcție de, astea sunt aspecte în funcție de care trebuie să luăm decizia. Am avut paciente căsătorite care m-au întrebat, doamna doctor, acum eu mai fac sau nu mai fac vaccinul? Și sigur că e o discuție cât se poate de delicată, dar, bine, fiind medic de familie, pot să povestesc asta cu pacientele mele. I-am spus, tu știi exact ce faceți voi și cum faceți și care, cât e de devotat relației și cât de sigur sunteți că... Pentru că nu ai de unde să știi. Știi că, până la urmă, ca orice altă boală. Știi, nu scrie pe fruntea nimănui, știi, eu am HPV. Plus că nu știu în ce măsură oamenii se testează dacă nu au într-adevăr o problemă. Mi s-a părut foarte interesant că în ghidurile ginecologilor americani este trecut faptul că, da, bun, este trecut faptul că e important să facem examen babe și papa Nicolau începând cu vârsta de 21 de ani odată la 3 ani, dar este la fel, indicația de ghid este ca odată la 5 ani, măcar neavând nicio altă problemă, să facem testare pe tulpini HPV. Ceea ce noi nu obișnuim și n-am văzut, deci în practica mea am văzut recomandare de testare pe HPV doar dacă la examenul Papanicolau apar niște leziuni sau dacă pacientul sau pacienta respectivă prezintă condiloame acuminate, negii genitali, cum le zicem noi, sau cum vorbim despre ei cu pacienții, da? Care mai pe înțelesul tuturor, așa. Da, 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 da. Care, din nou, este o afecțiune foarte, care îți dă foarte mult disconfort pacienților și care poate fi prevenită prin vaccinare și aceasta, pentru că vorbim de un vaccin cu 9 tulpini și până la urmă în acest vaccin avem 2 tulpini, 2 dintre tulpinile oncogenice cu oncogenitatea cea mai mare, deci care cel mai frecvent sunt cauzatoare de cancer, sunt responsabile de cancere, dar vorbim și de tulpini care sunt frecvent responsabile de negi, de negi genitali. Și atunci, în momentul în care o persoană este vaccinată,
Mai probabil o protejăm împotriva tot ce înseamnă tipurile de cancere de care am vorbit și inclusiv acești negi genitali. Cât durează protecția oferită de vaccin pe viață? Acum nimeni... Adică există o perioadă de protecție după ce ți-ai făcut... Absolut, absolut. Îmi cer permisiunea să fac o glumă. Vă rog. Știi, există un banc, întrebare la Radio Erevan, la ce vârstă se maturizează bărbații? Răspuns, nimeni n-a trăit atâta încă ca să poată preciza acest lucru. Da, cam așa e încă și cu vaccinul, încă nu avem studii pe tot parcursul vieții unei persoane, dar datele arată că această protecție este mai lungă decât 20 de ani, mai probabil. Pentru că totuși este un vaccin recent, adică noi de când eram copii, de când eram copil eu. Da? Ăsta este motivul pentru care nu putem să spunem este asigură protecție 50 de ani. Da, nici nu știu acum dacă neapărat îți dorești un vaccin care să neapărat să-ți ofere protecție 50 de ani, dar una peste alta vorbim de date care arată că protejează mai mult de 20 de ani. Cum funcționează lucrurile? Haideți să o luăm pas cu pas. Cine și cum are acces la vaccinul anti-HPV? Orice persoană eligibilă poate să solicite... Cui? Medicului de familie sau oricărui alt medic, oricare medic care are contract cu casa, poate să scrie rețetă de HPV. Acum, sigur că medicul de familie va face acest lucru mai frecvent, dar și medicul ginecolog poate să facă, repet, dacă are contract cu casa de asigurări. Se eliberează o rețetă gratuită, compensată, în funcție de vârsta pacientului. Pacientul merge, ridică de la farmacie vaccinul și sigur că planțele LGR cu medicul de familie se reîntoarce și face vaccinul. Acum, dacă am spus că medicii din alte specialități pot și ei să scrie rețeta, asta e, vaccinarea propriu-zisă o pot face doar medicii care au atestat de vaccinare și aceștia sunt medicul de familie, pediatru, infecționistul, medicul epidemiolog. Vaccinarea trebuie obligatoriu înregistrată în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Lucrurile sunt foarte simple, acum așa sună sofisticat, dar foarte ușor de fapt. Doar până la urmă trebuie să-ți faci programare la medic sau să rogi medicul de familie să-ți trimită pe o cale de transmitere electronică rețeta, o ridici din farmacie și te reîntorci ca să faci vaccinul. Pentru persoanele care nu beneficiază de compensare, și aici vorbesc de bărbați, am avut astfel de solicitări, eliberez rețetă simplă, își achiziționează vaccinul și... Știu că e scump. Deci era o doză, vorbim de peste 600 de lei, știu eu, nu m-am interesat exact, dar e o sumă. Adică, na. Care este numărul de doze care se fac pentru vaccinul? Până la 14 ani se fac două doze, la două la peste 5 luni, 26 luni, 0-6 luni, peste... 15 ani, vorbim de vaccinare 0, 2 și mai mult de 6 luni, dar e important ca totul să se întâmple pe parcursul a 12 luni. 12 luni. Este cu siguranță o măsură de sănătate publică. Se știu unde a ajuns de multe lucruri despre acest vaccin? Spuneați un pic mai devreme că e relativ recent. Relativ recent, că na, antirujeolic facem, cred că am făcut și eu în copilărie. Asta înseamnă pentru mine un termen foarte lung. Deja, dar ceea ce este foarte important este faptul că deja, oricum este relativ recent, că nu am 50 de ani de când să știu de acest vaccin, dar pe de altă parte, un aspect foarte important, faptul că noi deja lucrăm cu acest vaccin începând din anul 2008, sigur că atunci a fost o campanie nefericită, neinspirată, dar lucrurile au trecut. Fără rezultat. Iată că au trecut 15 ani de atunci. De ce e important acest lucru? Faptul că deja avem și proba timpului. Faptul că
lucrăm cu acest vaccin de 15 ani și, dincolo de studii, noi ca medici avem experiența personală. Pacienții care au trecut prin vaccinare au experiența personală pe care o pot împărtăși celorlalți. Și întotdeauna când ai proba timpului, cum spun eu, este foarte, foarte important. Cui aparține datoria informării? Ați amintit de programul de acum 15-16 ani, care n-a fost un succes, nu? Cine trebuie să poarte răspunderea pentru un program național extins într-o și societate, eficient? Într-o societate normală, funcțională și care are sănătatea populației pe prim plan, de fapt sunt foarte multe verigi care contribuie la educația pentru sănătate, că de fapt vorbim de prevenție și atunci vorbim de educația pentru sănătate. Știi, cine trebuie să ne învețe cum să ne spălăm pe mâini? Cine trebuie să ne învețe cum să ne spălăm pe dinți? Sunt toate aspecte care mă mențin sănătos. Da? Și atunci, sigur că e obligația medicului și a sistemului de sănătate și medicul de familie este cel care are relație strânsă cu populația generală, pentru că noi suntem cei care vedem pacientul sănătos. Da? Suntem, cred, singura specialitate care avem pacienți sănătoși și interesant că atunci când mergem la întâlniri cu medici de alte specialități, ei ne zic, păi aia nu-s pacienți. Păi, dacă vin la mine la cabinet, tot pacienții sunt sănătoși. Și ne bucurăm pentru asta. Și, până la urmă, ideal ar fi ca baza activității mele să fie cu pacienți sănătoși și să-i mențin sănătoși cât mai mult timp. Revenim. Dar pentru a educa pacienții pentru sănătate, pentru tot ce înseamnă prevenirea bolilor, un comportament sanogen, da? Pe un stil de viață sănătos, aici contribuie, hai să ne gândim, știți, ca niște cercuri așa în jurul persoanei, da? E familia, e comunitatea, e școala, e tot ce înseamnă parte de industrie, parte de e agricultură. Media, e Ministerul exact, Sănătății. Absolut. Adică a pune această, nu e o povară, e o îndatorire, a lăsa această îndatorire doar pe umerii unui medic sau sistemului sanitar, riscăm să pierdem, da? Riscăm să nu fim eficienți. Gândiți-vă dacă toți, și eu sper că de acum înainte să începem încet, încet să facem lucrurile astea împreună, dacă toți am vorbit la fel. Îi copilul la grădiniță, crește la școală, dacă toți am vorbi același lucru și am face recomandări în aceeași direcție, încet, încet lucrurile s-ar schimba. Nu se schimbă de pe o zi pe alta și firesc să nu se schimbe de pe o zi pe alta, dar e foarte important să avem consistență și coerență în mesaje. De ce nu se îngrămădește lumea în condițiile în care acest vaccin poate preveni apariția mai multor tipuri de cancer? Ce e greșit la noi? Cred că a lipsit, bine, acum, înainte de pandemie, a fost, pe de o parte, erau două probleme aici, sau trei. A fost campania nefericită, faptul că era o discontinuitate de aprovizionare cu vaccin, erau perioade în care luni de zile nu era vaccinul. Acum există, da? Acum există. Era o procedură greoaie. Părintele trebuia să depună o cerere, noi depuneam cererea la DSP după un an, că și uitam cine a depus cerere și ce s-a întâmplat și hai că va veni vaccinul pentru X. Între timp, părintele zicea, păi da, de ce a durat atâta? A fost greu, bine că a trecut. Sunteți mai optimistă astăzi? O, da. Adică acum aproape că nici nu trebuie noi să ne batem capul care sunt copiii eligibili, că vin solicitările de la părinți. Pe de o parte, pe de altă parte, deci procedura asta era foarte greoaie, apoi a venit pandemia în care cred că oricare dintre noi aproape că ne-am preocupat cum să supraviețuim pandemiei, adică aproape nu mai aveai altceva în cap. Și am pus în așteptare tot ce mai era pe listă, da.
Da, n-are rost că intrăm în altă zonă și poate altă dată să vorbim despre asta. Una dintre lecțiile esențiale pe care eu ca medic am primit-o în pandemie și pe care, și care mi-e foarte de folos acum în practica mea, este faptul că spun pacienților trebuie să faci totul la timp, pentru că nu știi ce se întâmplă mâine. Noi atunci am intrat până la urmă în stare de urgență de pe o zi pe alta. Eu personal n-am crezut că va fi asta, dar s-a întâmplat și am rămas în stare de urgență atâta timp, perioadă în care n-am putut să... Pacienții care aveau altă problemă decât COVID știm foarte bine că au avut foarte mari dificultăți în a gestiona bolile de bază sau bolile nou apărute. Și asta pentru mine și sper că pentru oricare dintre noi este o lecție. Lucrurile trebuie făcute la timp, că nu știm mâine când te trezești ce vremuri prinzi. Am vorbit destul de mult despre beneficiile vaccinului anti-HPV. Sunt și riscuri, contraindicații? Contraindicațiile sunt menționate doar referitoare la alergia la produs, ceea ce până la urmă este la oricare, deci este menționat, așa ceva este menționat la orice produs farmaceutic, da? Deci nu sunt menționate niște contraindicații aparte. Sigur că sunt acele contraindicații ale vaccinării, dar astea sunt specifice oricărui tip de vaccinare. Reacțiile adverse nu sunt altele, adică nu sunt... Sunt reacții, pot fi reacții locale, dar în practica mea nu am avut nici măcar reacții locale prezente. Sunt descrise în prospect și reacții generale, dar din fericire cazurile sunt rare și acum la cât ne place să tot documentăm, iată că după 20 de ani de când se folosește acest vaccin, încă nu au existat situații. S-ar fi aflat în media că, într-adevăr, domnișoara Popescu a pățit de la vaccin problema X. Care este experiența țărilor unde ratele de vaccinare anti-HPV sunt ridicate? Este de acum emblematic exemplu Australiei, care are o rată, dar ei au un program foarte solid de vaccinare și care deja e de mulți ani, da? Ori acest lucru a adus ca în acest moment reducerea ratei de îmbolnăvire pe cancer de col uterin să scadă și pe alte tipuri de cancere să scadă extraordinar de mult, adică nu-i 100%, nu-i eradicat cancerul, dar procentele, dacă bine țin eu minte, sunt undeva o scădere cu 70-90%, adică enorm de mult. Aproape eradicat, da, putem da, spune. Da, da. Vreau să închei și eu în acest ton optimist în care dumneavoastră ați vorbit despre vaccinarea anti-HPV și să spun că dacă măcar 10 persoane care se uită la acest interviu decid să se vaccineze sau să-și vaccineze copiii, ne declară mulțumite. Aș vrea un pic să mai spun, vă rog, un aspect, tot legat de practica mea. Din momentul infectării cu HPV durează undeva la 9-15 ani până se declanșează cancerul. Adică nu trebuie să ne gândim că dacă n-am treabă cu cancerul, că nu se pune problema, încă vârsta e prea mică. Nu. Din momentul acela, de fapt, nu, cancerul nu-ți apare de pe o zi pe alta. Da? Și zici, am scăpat. N-ai scăpat. Pe de altă parte, pe toată această perioadă, până să apară efectiv cancerul, există acele leziuni precanceroase. N-am foarte multe paciente cu cancer de col uterin, dar n-am avut de-a lungul timpului, dar am avut paciente cu leziuni precanceroase, cu toate acele modificări care apar până este înaintea cancerului. În momentul în care o femeie diagnostichează este diagnosticată cu astfel de leziune, toată viața ei și a familiei ei este dată peste cap, pentru că tu nu știi, de fapt, pe ce drum o apucă viața ta. De fapt, nu știi dacă ceea ce faci în acel moment te va ajuta să scapi de cancer sau nu.
Și mi se pare un pic insuficient să vorbim doar de cazurile de cancer, pentru că ar trebui să vedeți privirea și disperarea unei femei diagnosticate cu o leziune precanceroasă. Este foarte important să ținem minte faptul că vaccinarea nu înseamnă, este foarte importantă să prevenim, dar nu exclude obligativitatea de a face examenele Babeș Papanicolau în continuare. Până la urmă, toate aceste tipuri de cancer pot fi puse deoparte într-o filă neagră cu vaccinare și screening. Practic. Absolut, absolut. Noi trebuie ca popor, și aici este foarte important ajutorul dumneavoastră, noi trebuie ca populație, asta e, venim cu o moștenire, da, până la urmă fiecare își aranjează moștenirea cum știe cel mai bine. Noi trebuie să învățăm să ne îngrijim de sănătate, nu de boală. Prevenția, foarte absolut, importantă. Da. Îmi mai vine în minte o întrebare, chiar dacă am zis că încheiem, dar eu sper ca toți cei care privesc acest interviu să ajungă până în acest punct. Dacă o persoană are deja HPV, se mai poate vaccina? Merită să se vaccineze, că întrebarea ar fi, păi da, dacă am tulpină X, mai merită să mă vaccinez? Da, pentru că de obicei infectarea nu este cu o tulpină, poate cu două, dar nu cu toate tulpinile cauzatoare care pot cauza cancer sau care pot să cauzeze negii genitali. Ori în momentul în care tu te vaccinezi, da, pe tulpina pe care o ai, nu te ajută vaccinul, dar te ajută să nu te infectezi cu celelalte. Și o ultimă chestiune, ce i-ați spune unui părinte care nu crede în vaccin? Le-aș întreba de ce nu crede, i-aș oferi informații și i-aș spune că putem să discutăm oricând despre asta, asta pe de o parte, dar pe de altă parte că trebuie să vezi lucrurile în viitor și că fiecare dintre noi ne iubim copiii foarte tare și trebuie să luăm decizii astfel încât să ne asigurăm că devin adulți sănătoși și că îți dorești ca părinte, bun, eu n-am copii, dar îngrijesc copii și am nepoți, adică, dar îți dorești și ai în fiecare clipă grija cum va fi ca adult și să aibă o viață, să fie sănătos. Faptul că noi la evenimente ne urăm sănătate, apoi eu cred că de aici trebuie să și punem în practică, nu doar să ne urăm asta. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Cu drag, să fim sănătoși. În încheiere vă mai spun doar atât. Cancerul de col uterin este unul dintre puținele cancere prevenibile prin vaccinare și screening. Mergeți la medic!